Știi ce e cel mai tare la mașina asta? Faptul că nu trebuie să o speli ca să arate bine într-o prezentare. Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de o mașină care a scris povești și cred că va scrie în continuare povești mulți ani de acum încolo, pentru că vorbim despre Toyota Hilux Invincible, model 2020, practic. Este ultimul facelift. Și este o mașină care mi-a fost oferită de către cei de la Toyota România prin reprezentanța lor Toyota București Vest, cu plinul de motorină făcut. Și o altă noutate este că filmarea pe care o vedeți pe telefoane, televizoare sau calculatoare este făcută folosind două camere video. Una pe care o aveam deja și o voi folosi în continuare, respectiv DJI Osmo Pocket, iar cealaltă este camera noului telefon Samsung Galaxy S21 5G, care mi-a fost oferit în teste de către cei de la Samsung România pentru o perioadă aproximativă de 2 săptămâni. Acest review nu este plătit nici de către cei de la Toyota, nici de către cei de la Samsung, însă mi s-a părut o metodă inedită de a face un review atât unei mașini cât și a unui telefon. Pentru că până la urmă noi ne ocupăm de domeniul auto, nu cred că ar fi o noutate să fac eu un review pentru un telefon, așa cum se face de obicei. Puteți să găsiți informații extrem de detaliate pe site-uri precum GSM Arena, care apropo este un site bulgăresc de la Sofia, care din punctul meu de vedere este lider pe partea de electronică mobilă, unde o să găsiți specificații, teste și toate cele. Ce pot eu să sumarizez legat de telefonul ăsta este că e un vârf de gamă, însă este modelul de început al gamei S21. Are un spate de plastic, însă o față de Gorilla Glass, iar rama este din aluminiu. Îmi place foarte mult că modulul celor trei camere de pe spate este mai compact, e plasat într-o laterală și, foarte important, are lentilele retrase sub o carcasă metalică. Asta înseamnă că poți să folosești telefonul fără husă, pentru că atunci când îl vei așeza pe suprafețe dure, lentilele alea vor sta ferite, spre deosebire de modelele anterioare care aveau lentilele ieșite în afară și s-ar fi zgâriat imediat. Totuși, eu aș recomanda o husă pentru el, deoarece acel spate de plastic sau de sticlă, în cazul modelelor S21 Plus și S21 Ultra 5G, s-ar putea să se zgârie sau să se spargă în caz de șocuri. Baterie 4000 de mAh, încărcare destul de rapidă pe 25W pe fir sau pe 15W wireless folosind încărcătorul Samsung. Un display cu rezoluție 1080p, însă foarte important, are o rată de refresh a cadrelor de până la 120 Hz, asta înseamnă că are o mișcare foarte fluidă și este un Super AMOLED 2X, asta înseamnă că are niște culori foarte vii. Camerele sunt 3 la număr, 2 de 12 megapixel, una ultra-wide, cealaltă un telefoto cu un zoom de 1.1x, care se poate duce hibrid standard până la 3x sau până la 30x, care e complet digital. Și camera principală are un senzor de 64 de megapixeli. Asta înseamnă că ai nenumărate moduri de a trage video până la 8K și 25 de cadre pe secundă, 4K 60 sau 30, 1080p 30, 60, 120 și moduri slow motion, moduri de editare digitală a acestor filme. Dar până la urmă, cred că cel mai sincer e să vedeți cum se vede filmarea asta uitându-vă pur și simplu la acest review auto. Legat de mașina noastră, prețul ei este de 46.400 de euro. Este echiparea de top, numită Invincible. Gama Hilux începe de pe la 33.900 de euro. Și sunt 4 niveluri de echipare, diferențiate între ele cu un preț de aproximativ 3.000 de euro fiecare. Primele două echipări au motor diesel de 2.4 și 150 de cai cu vreo 340 de newton, diesel, tracțiune 4x4, cutie manuală. În momentul în care treci pe nivelurile de echipare Executive și Invincible, adică 3 și 4, vei avea un motor de 2.8 diesel de 204 cai și 500 de Nm și cutie automată în 6 trepte, tot cu tracțiune integrală. Fac mențiunea că este o tracțiune integrală semi-permanentă, adică nu poți merge 4x4 pe asfalt, atunci este doar tracțiune în spate, însă este acel tip de tracțiune integrală robustă, care îți permite selectarea modurilor spate, 4 normal și 4 cu reductor. Poți să blochezi
diferențialul spate, nu are diferențial central, însă caseta repartizează egal 50% cuplu față 50% spate și are niște moduri inteligente de condus, în sensul că folosește frânele pentru a putea repartiza activ cuplu între roți și încă o chestie interesantă, diferențialul față se decuplează automat în momentul în care mașina rulează cu tracțiune spate. Practic, Hilux este o poveste, așa cum am menționat la început. Ea a apărut în 1968 și este o creație a producătorului japonez Toyota și cred că practic au fost primii care au atacat acest segment și l-au sedimentat foarte bine. Nu au schimbat foarte mult ceea ce la mașină funcționa și a păstrat același format de caroserie în toate cele 8 generații și de-a lungul timpului a primit foarte mici rafinamente. Adică dacă te uiți la prima generație, evident vei constata mai multă tehnologie și mai mult confort, dar practic structura ei de bază este aceeași. Motoare diesel și benzină 4 în linie sau V6, au fost și 6 în linie mai de mult pe echipări mai mari și tracțiune spate sau integrală cu casetă de transfer cu reductor și șasiu separat de caroserie, body on frame. De ce e mașina asta o poveste? Pentru că Toyota a scris istorie cu ea. Practic sunt două modele care cred că vor rămâne ca fiind reprezentative pentru marca Toyota, respectiv Hilux și cu Land Cruiser. Sunt în esență cam aceeași mașină din punct de vedere structural, însă au scopuri diferite. În timp ce Land Cruiser este un 4x4 de tip SUV, adică o caroserie standard închisă, Hilux-ul este o camionetă, adică are o benă în spate și vine în mai multe formate de caroserie. În sensul că poți să ai două locuri cu cabină scurtă, două locuri cu o cabină extinsă, care se numește Smart Cab, și patru locuri cu cabină mare și cu benă, adică această echipare. Este o mașină care a ajuns probabil peste tot unde se putea ajunge pe glob. Băieții de la Top Gear au dus-o inclusiv la Polul Nord, au dus-o pe buza acelui vulcan cu nume mega complicat din Islanda, Eyjafjallajökull, ceva de genul, care a erupt în, mai știu, 2011-2012 și a paralizat traficul aerian, european cel puțin, și au avut o serie în care au chinuit-o la maxim. Au lăsat-o sub apă de mare o perioadă de o săptămână. Au pus-o pe o clădire care a fost demolată prin explozie. Au abuzat-o în toate felurile posibile și cert este că folosind niște scule simple care se pot găsi în general în cutia ei de scule extinsă, au putut să repare mașina și să o facă să pornească și să funcționeze niște parametri cât de cât ok. Asta ne spune cât de robustă este mașina asta. O latură mai puțin plăcută, dar interesantă, care însă nu are în vreun fel amestec cu Toyota, nu este vina lor, este că această mașină este practic echivalentul automatului Kalashnikov în domeniul auto. Pentru că este singura alegere, împreună cu Toyota Land Cruiser, a insurgenților islamiști. Adică oriunde vezi ISIS și tot felul de facțiuni din astea paramilitare, atât din Asia cât și din America de Sud sau în alte zone ale globului, vei vedea aceste Toyote cu benă. Pentru că ele sunt foarte robuste și eu mi-explic că le-au ales pentru că au putut să monteze mitraliere în partea din spate și pentru că practic într-o mașină din asta, cât de înghemuiți, ca în videoclipul românesc, poți să bagi și 20 de soldați. Din păcate, oamenii aia nu sunt cel mai etic exemplu pe care poți să-l dai și nu au făcut lucruri bune cu aceste mașini. Însă, este o latură a poveștii care trebuie spusă. Și mai are un aspect interesant, pentru că Toyota, practic, prin acest model, a dat numele unui război, care a avut loc undeva în perioada anilor 80, între țările Libia și Ciad, care sunt în zona Maghreb, adică la sud de Marea Mediterană, în nordul Africii, și s-a numit The Toyota War, pentru că ambele facțiuni, mai ales partea din Ciad, care era la vremea respectivă susținută de guvernele occidentale, ca să lupte împotriva lui Muammar Gaddafi din Libia, aveau aceste Toyote. Nu fix modelul ăsta, ci Hiluxurile din perioada respectivă. Cam asta este istoria acestui model. Adică acolo unde trebuie să ajungi
și te gândești că o să vezi o mașină, este foarte probabil să vezi o asemenea Toyota din asta. Acest gen de mașină va fi foarte des întâlnit în țări precum Australia, unde terenul nu e foarte prietenos și lumea are multe afaceri care necesită forță de muncă bărbătească, adică ferme mai exact și domeniul construcțiilor. Ei numesc acest gen de mașină UTE, care vine de la utility și un termen care e aplicat și altui format de mașini care mi este foarte drag, care însă din păcate nu prea se mai fabrică în Australia. Era vorba de două modele de referință numite Holden Commodore și Ford Falcon. În esență niște mașini care se vindeau normal ca sedanuri sau break-uri. Însă aveau și acest format de caroserie UTE, care de fapt era ceva foarte similar la aspectul unei Dacia Papuc. Însă spre deosebire de o Dacia Papuc, care nu era neapărat foarte rezistentă în timp, în sensul că ruginea, și nu avea un motor performant aproape deloc. Acelea aveau niște motoare 6 în linie sau V8, de capacități până spre 5 litri, care dezvoltau undeva în jur de 500 de cai. Și chestia asta oferindu-se la un preț sub un Golf diesel de 2 litri în echipare Highline, adică undeva la 32.000 de euro în banii europeni. Niște mașini care erau făcute doar pentru că se putea, ca stil de viață. Dar, practic, erau acel gen de mașini care puteau la nevoie să fie folosite și comercial. Și așa cum glumeau australienii, spuneau că de luni până vineri car porcii și sâmbătă și duminică te duci la biserică și ieși în oraș. Cu aceeași mașină și aceiași oameni în ea. Interesant că și în România, mașina asta chiar are un segment de competiție foarte intens. Adică, până la urmă, competiția este mama progresului și Hilux-ul nu e neapărat cea mai bună mașină în toate. Poate nu e cea mai ieftină, cea mai mare, cu cea mai mare sarcină utilă, dar este mașina care a scris povestea, care a început să scrie și pentru asta eu subiectiv îi dau locul 1. Este cea care a început să spună filele astea de poveste off-road utilitar. Pe la competiție vom găsi modele precum Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200, Ford Ranger și Isuzu D-Max, fiecare capabile în felul lor. Sunt niște modele cu tradiție, mai puțin Amarokul, care este o apariție destul de nouă. Mai putem regăsi și Nissanul Navara sau Mercedesul X-Class, care sunt aceeași mașină, însă nu s-au vândut fenomenal, cel puțin Mercedesul, și începând cu anul 2020 a fost oprită producția. Dar cert este că le găsești chiar și în România și sunt niște mașini care au proprietăți comune. Șasiu separat de caroserie, motoare montate longitudinal, preponderent diesel. Ele în lume se vând cu diferite motoare, atât benzină cât și diesel, care însă sunt destinate unor piețe diferite cu norme de poluare diferite și vin cu prețuri între 30 și 40 de mii de euro aproximativ pentru o configurație normală cu care să faci treabă, dar au și echipări superioare care în cazul Rangerului și Amarokului se duc undeva spre și poate să chiar depășească 60 de mii de euro, cum este Ranger Raptor și acel Amarok cu motor V6 TDI de 3 litri. Toate vin cu cutii manuale sau automate, tracțiune spate sau integrală nepermanentă, însă anumite modele oferă și tracțiune permanentă, cum ar fi, de exemplu, Mitsubishi L200 și Volkswagenul Amarok. Însă, de exemplu, în cazul Amarokului, ori alegi integrală permanentă 4Motion, ori alegi integrală nepermanentă cu casetă de transfer cu reductor, ori una, ori alta, ori torsen, ori reductor. În cazul L200 le poți avea pe ambele. Are și 4x4 pentru șosea și 4x4 pentru teren cu blocare centrală pe cuplu 50-50 și cu reductor și blocant diferențial spate. Acest Hilux are o transmisie 4x4 nepermanentă cu selector electric, care are 3 poziții. Ai o dată spate pentru drum public, ai 4x4 pentru teren și ai 4x4 cu reductor, tot pentru teren. În situația respectivă, când alegi modurile 4x4, practic reductorul distribuie cuplul egal fixat 50-50 și pentru că nu există un diferențial central, nu poți folosi acest mod pe asfalt uscat pentru că ai sparge acea casetă de transfer. Suplimentar, poți bloca diferențialul spate cu un buton,
Iar diferențialul față are un mod inteligent prin care se deconectează în momentul în care mergi pe asfalt pe modul tracțiune spate. Și în felul ăsta scade consumul mașinii, pentru că tot mecanismul diferențialului față se oprește. Singurele elemente care se mișcă sunt acei sateliți din interior, dar axul diferențialului care duce la caseta de transfer este complet oprit. Acea casetă de transfer este situată după cutia de viteze automată în 6 trepte cu convertizor, are două viteze și unește axul pentru față cu cel de spate printr-un lanț portant care este cu o ungere specială și e acel gen de casetă robustă. Poți să faci mișcările astea de 4x4 și în mers, însă nu-i recomandat să forțezi această casetă de transfer. Eu prefer să fac schimbul de moduri complet oprit cu cutia pe neutral, automată, ca să protejez aceste mecanisme. Motorul diesel este unul de generație nouă, are 204 cai și 500 de Nm, 2,8 litri, mai exact 2755 de cm cubi, 4 în linie, injecție common rail diesel, turbină cu geometrie variabilă și câteva alte chestii pe care le voi prezenta sub capotă imediat. Mai rămâneți cu mine! Capotă mare și grea, cu antifonare, nu cred că ar fi rezistat fiabil un amortizor, așa că foarte bine că i-au pus tijă. Acest motor este un diesel de 2755 de cm cubi, 204 cai 500 de Newton, din familia GD. Se numește 1GDFTV, are și un frate mai mic de 2,4 care se numește 2GDFTV, 150 de cai și vreo 400 de Newton acela. Acum în 2020 au primit un update tehnic care le-a săltat cuplu în cazul motorului de 2.4 și atât cuplu și puterea în cazul motorului de 2.8. Înainte 2.4 avea 150 de cai și 343 de Newton, iar 2.8 venea în două variante, de 151 de cai și 400 de Newton și celălalt avea 177 de cai și 450 de Newton. E un motor care a înlocuit vechea familie KD, care echipa vechile Land Cruiser și Hilux de prin anii 2000 până când a apărut acesta. E un motor și nou și vechi în același timp, în sensul că are o construcție pe stil vechi, bloc mare de fontă, fără cămăși, pistoane de aluminiu, capacitate cilindrică mare, dar doar 4 cilindri. Și asta înseamnă că livrează un cuplu consistent, având cursă lungă. E aproape lider în clasa sa, la capacitatea asta cilindrică nimeni de pe la competiție nu are putere sau cuplu mai mari, însă în același timp e și nou pentru că are tot felul de tehnologii cum ar fi cele necesare pentru respectarea normelor Euro 6. Tratamente de post-combustie, filtru de particule, catalizator de oxidare și de reducție, EGR, o injecție common rail de ultimă generație produsă de Denso și pentru chestia asta a avut niște modificări tehnice. Spre exemplu, a fost mutat intercoolerul din bară de tip air-air pe intercooler charger cooler cu stil lichid aer, adică el este răcit de antigel. Are niște conducte de acces, antigelul răcește aerul comprimat de turbină folosind o pompă secundară electrică. Turbina este una cu geometrie variabilă, cu vane mișcate de un motoraș electric. Este de producție proprie Toyota, e o turbină mai compactă, însă care livrează o presiune mai mare față de ce era înainte, răcită cu antigel, gresată cu ulei și în partea de admisie avem un răcitor EGR pentru circuit de înaltă presiune care ia gazele din evacuare și le întoarce direct în galeria de admisie, supapă EGR cu motor electric, clapetă de control debit, să zicem așa generic clapetă de accelerație, deși e impropriu, pentru controlul gazelor turbinei. În partea din spate există o pompă de vacuum care e antrenată de arborele de admisie ca să dea vacuum pentru servofrână și foarte interesant că a rămas o distribuție, distribuția a rămas aproximativ la fel, adică trei lanțuri de distribuție. Unul în partea de jos, de la arbore în jos către o casetă cu niște arbori de echilibrare contrarotativ, că altfel motorul ăsta ar fi vibrat foarte tare. Chestia asta nu era înainte de 2020. Al doilea lanț pleacă de la arbore într-o zonă mediană unde este pompa de înalte de la Denso, iar de la pompă la cei doi arbori pleacă un al treilea lanț.
16 supape cu compensare hidraulică au primit un tratament de suprafață folosind niște materiale din astea avansate, numite Diamond-like Carbon, care practic învelesc suprafețele de contact pentru acei tachezi mecanici și pistoanele din aluminiu au un tratament pe coroană pentru a nu disipa căldură. Și practic cât mai mult din motorină se transformă în lucru mecanic și nu este irosită ca căldură. Pe partea de curea de accesorii, interesant că deși o mașină nouă care are sistem de lane assist folosește o pompă hidraulică, care evident e mult mai robustă și fiabilă decât una electrică pentru o aplicație de off-road. Este însă o pompă inteligentă care are un senzor acolo ce poate controla debitul de ulei, astfel încât atunci când nu e nevoie de servoasistare pe autostradă, să zicem, pompa de servo se deconectează intern complet și nu furnizează presiune. Pe cureaua de accesorii mai avem aer condiționat și alternator și un modul compact de pompă de apă, termostat și un ventilator cu vâscocuplaj pe stil vechi, care însă funcționează mecanic foarte bine, și o a doua curea de accesorii care conectează o pompă cu vâscocuplaj pentru încălzire secundară. Adică atunci când motorul e rece, poți activa un buton din cabină care antrenează acea pompă ce conține un gel siliconic înăuntru, similar unui diferențial cu vâscocuplaj, care însă la agitația asta mecanică a lucrului mecanic produs de lamelele alea dinăuntru, se încinge foarte tare și prin carcasa acelei pompe circulă antigel, care e trimis direct în caloriferul din cabină, și astfel încât motorul fiind rece, tu ai căldură instant în cabină fără să trebuiască să aștepți să se încingă motorul și totodată e un sistem mecanic simplu care nu consumă curent sau motorină. Spre deosebire de sistemul Webasto, care emite și noxe, e mai complicat din punct de vedere termic, mai simplu, mai scump de produs, dar uneori e mai eficient pentru că încălzește și motorul. Dar ăsta e un sistem, zic eu, care e foarte, foarte fiabil. O chestie foarte interesantă este la injectoare, care conține o tehnologie numită eArt. Practic fiecare injector cu solenoid are un mic computer în capăt, care poate să controleze debitul de motorină, astfel încât nu mai este necesară o supapă de control presiune pe rampa comună. Aceasta a păstrat doar un senzor. Exact același sistem, tehnologia asta eArt e folosită de către cei de la Volvo. Eu zic că cam ăsta e motorul în linii mari. O să las și un link cu o detaliere mult mai exactă acestuia, care mi-ar fi luat mult mai multe minute și vreau să mai comprim un pic formatul, să nu înșir atâtea date tehnice fără rost. Ați reținut ideea. E un motor din ăla de neam prost. Cilindrie mare, there is no replacement for displacement, robust, nu se turează foarte mult, însă are un cuplu consistent și în prelungire el trimite puterea către o cutie hidramată cu convertizor în 6 trepte de producție proprie Toyota, care are blocarea convertizorului pentru treptele 5 și 6 cu overdrive atunci când mergi pe autostradă. Pentru că e lăsat să patineze în treptele mai mici, oferă posibilitatea amplificării cuplului. În continuarea cutiei de viteze se află cutia casetei de transfer, care are două viteze și poate rula doar tracțiune spate pe viteză mare sau 4x4 cu repartiție egală de cuplu 50-50 în modul 4x4 pe viteză mare sau cu reductor pe viteză mică. Nu poți rula 4x4 pe teren uscat, pe asfalt, pentru că nu-i gândit pentru asta, nu e un 4x4 permanent. Diferențialul față se deconectează complet și asta înseamnă că se învârt doar sateliții interiori și planetarele roților, însă axul de la diferențial nu se rotește deloc, cel care duce către caseta de transfer, iar în partea din spate avem o punte rigidă, osie practic, care are diferențial autoblocant la buton. Și aici putem vedea cât de amplă e suspensia asta. Amortizoare cu foi de arc, nu arcuri elicoidale. Nu are bare de torsiune, astfel încât poate să obțină niște unghiuri foarte generoase în partea asta. Iar amortizorul ăsta e plasat pe stânga, în spatele punții, iar pe dreapta, în fața punții, ca să prevină acest voblaj. Practic, suspensia asta nu are moarte. Este genul acela de suspensie cu care poți să treci peste o bordură sau un canal fără capac, fără să pățești absolut nimic. În partea din față avem suspensii cu dublu braț de tip double wishbone, care oferă o stabilitate bună. Putem vedea brațul superior în partea asta și un braț inferior similar în partea de jos. De data aceasta avem și bare de torsiune și evident planetare, pentru că e o suspensie
independentă, da? Putem vedea ce unghiuri generoase de degajare are această mașină. 27 de grade față și 29 spate are, dacă am reținut bine. Și puteți vedea, comparând cu cealaltă laterală, cât de bine se mulează pe teren. Nu zic că un X5 n-ar putea să facă chestia asta, însă nu o face fiabil, pentru că acolo ai ambreiaje multidisc care patinează și se vor încinge și se vor bloca. Ori la mașina asta nu ai probleme de fiabilitate pe parte de transmisia asta 4x4. E făcută să ducă abuz și o poți parca așa cum o vedeți în imagine. Asta înseamnă un 4x4 utilitar. Hai să trecem scurt și la interior. E o cabină care oferă posibilitatea de 4 locuri, însă nu e foarte spațioasă, nu e atât de spațioasă pe cât ai aștepta. Nu există plastic moale în mașina asta, pentru că e mașină utilitară și o să transporți cu ea lucruri și asta înseamnă că e gândită pentru robustețe. Are și treptele astea suplimentare de acces, însă scaunele și canapelele sunt foarte moi și confortabile. Stai cu picioarele însă foarte ridicat. Mașinile astea au podeaua înălțată și cabina e mai mică decât la un SUV, astfel încât picioarele stau destul de ridicate în cazul ăstora înalt, dar ai loc. Ai și aici niște inele de prindere. Mânere de prindere solide în partea asta. Locul la cap, în cazul meu, e la limită, adică pe niște gropi pe teren s-ar putea să dau cu capul. Nu o să stea 3 inci confortabil aici, pentru că e destul de mic spațiul ăsta aici. Dar ăia doi care vor sta, măcar au o cotieră, două suporturi de pahar și tetiere detașabile în partea asta din spate cu niște inele suplimentare de prindere. Luneta e fixă, nu se poate coborâ. Aici mai avem niște cârlige suplimentare și avem și geamuri electrice cu impuls. O noutate, zic eu, pentru segmentul asiatic. Keyless entry cu buton pe ambele mânere din față. Aici la fel, plastic tare, ca așa trebuie la genul ăsta de mașini. Scaunele însă sunt super confortabile. Au reglaj manual în față și aici se poate vedea că e nelipsit acest mâner de acces și putem vedea cât de utile sunt aceste trepte. Dar pentru un off-road adevărat, eu nu recomand pragurile astea, pentru că diminuează din garda la sol. Cam așa e accesul în față. Se stă confortabil, două torpedouri, unde puteți vedea și cutia pentru noul Samsung Galaxy. Din păcate nu mai vin livrate cu încărcător sau căști, voi avea doar un cablu USB-C. Revenind la mașină, avem aici tot ce trebuie. Dezactivare automată pentru airbag-ul de pasager. Suport de pahare sau sticle în partea asta cu sistem de retenție. Pe zona centrală avem un sistem infotainment fără navi, dar cu conectivitate telefon. Suport dublu de pahar și unul de telefon. Aici avem încălzire în scaun la butoane. Mai greu de acționat, dar este pe o singură treaptă pentru stânga și dreapta. Controlul de auto stop, acela de start stop. Controlul la coborârea în pantă, blocarea diferențialului spate la buton și oprirea ESP-ului. Priză de 12V, iar aici avem controlul pentru tracțiune. Tracțiune spate asfalt, tracțiune 4x4 viteză înaltă teren și viteză mică cu reductor. Ambele se conectează doar cu mașina oprită, eu așa aș recomanda. În partea asta, climatizare. Nu trebuie să descriu, puteți să vedeți și voi ce face. Este pe o singură zonă. Și în partea de sus un sistem infotainment destul de depășit, aș putea spune, dar asta nu e o mașină unde să stai, să nu folosești Waze-ul off-road, să fim serioși, așa că chiar își face treaba cu brio. Pe zona asta avem mod eco, dacă nu apeși nimic ea intră mod eco, dacă dezactivezi mod eco există modul normal și modul putere în care poți să faci eu niște depășiri mai hotărâte. Mașina la 2,1 tone. Având accelerație 0-100 în 10 secunde, mi se pare mai mult decât decent. Aici spațiu de depozitare, frână de mână cu fermoar, deci se poate da husa asta la o parte ca să o speli. Aici avem frumos cotieră cu o priză de 220.
care se deschide în partea asta și are și un mic capitonaj. Și cam atât. Hai să vedem și la șofer. Încă mă chinui un pic, trec și pe dedesubt. Oglinzile sunt electrice și scaunele șoferului sunt electrice, fără memorii, reglaj pe 8 direcții. Volanul are reglaj de adâncime și înălțime manual și aici putem vedea regenerarea catalizatorului ăsta, filtrului de particule mod manual și acea încălzire suplimentară, suport de pahar și un volan care are comenzile exact ca la Lexus-ul RX filmat. Dacă pun contactul, o să vedem și cum arată acest bord, aș putea să dau de fapt o cheie cu totul. S-a auzit și voi motorul. Mașina are iluminat ambiental atât pe ușile din față cât și cele din spate de culoare albastră. Cam așa arată bordul. Are niște ecrane foarte simple care se pot comanda de aici. În speță ai cel de consum. Formă, următorul este pe muzică. Aici este cel de indicare a lane assist-ului și a semnelor de circulație, eventuale mesaje de alertă și diverse setări pentru sistemele de asistență, cruise control manual, lane assist, recunoașterea indicatoarelor și reglajul pentru bord. Poți să spui un ecran favorit, eu l-am setat pe ăsta de consum în partea asta. Și o chestie foarte interesantă care se regăsește și la Lexus, mașina are atât pilot adaptiv cât și pilot manual. Dacă țin lung apăsat, puteți vedea în bord simbolul acesta, care este cruise control manual. Poți să setezi tu o viteză de 100 de km pe oră și mașina nu va frâna automat. Astfel încât dacă ai unul care merge ciudat în față și tot frânează și accelerează, tu vei merge confortabil. Dacă însă vrei adaptiv, apeși odată și îl setezi. Poți să reglezi și distanța și partea de lane assist. Cam asta ar fi. În partea asta ai melodiile, telefonul, iar ecranul central arată cam așa. Asta este meniu home. Pentru partea de meniu ai și așa ceva. Poți să conectezi telefonul, Android-ul și Apple-ul. La apăsarea butonului Map îți apare navigația de telefon dacă l-ai conectat și de aici poți să schimbi piesele, poți să faci și diverse setări, USB ăsta, Wi-Fi hotspot, ai și comenzi vocale pentru climatizare, pentru multimedia, mai basic decât ar fi la Lexus, de exemplu, dar e funcțional. Cam așa e interiorul. Pornire la buton și un mic ceas aici cu aceste guri de ventilație care se pot închide. Oglinda nu are heliomat, ai însă un suport de ochelar, din păcate, fără capitonaj în partea asta, iar luminile sunt cu halogen, nu cu LED. Nu ai oglindă la șofer, dar ai la pasager. Și eu zic că are o vizibilitate bună, e o mașină chiar înaltă. Și hai să vedem și pe afară cum se aude motorul, că știu că solicită lumea chestia asta de obicei. E un motor oarecum gălăgios cu capota deschisă. Însă observăm vibrațiile caracteristice. Cam așa se aude. Hai să ne plimbăm un pic cu mașina asta, că cred că asta vă interesează cel mai mult și pe mine, sincer. Fiți amabil, ce părere aveți despre noua Toyota Hilux? Cam așa, mă gândeam și eu. Hai, salut! A? E adevărat și asta, da, într-adevăr. Chiar se descurcă bine, așa mă gândeam și eu. Hai, chiar trebuie să plec. Pa, pa! Suntem pe un coclau, tracțiune spate, fără reductor. Ideea e că mașina fiind grea, nu trebuie să cuplezi neapărat 4x4. Chiar și pe o suprafață din asta, aparent mai puțin aderentă, cum ar fi acest noroi de pe aici,
observați că urcă fără niciun fel de problemă. Evident că dacă e mai dai de rouă, e alunecos, s-ar putea să nu mai performeze la fel de bine, dar cert e că îți dă o încredere mașina asta. Adică nu pot să zic că sunt expert în ale off-road-ului, am mai mers cu ATV-uri, însă cert este că n-am nicio teamă cu mașina asta. Singura chestie la care am grijă în mod special este partea de șanțuri și de degajare, pentru că ok, e un off-roader capabil, dar trebuie să ai grijă să nu rămâi suspendat sau să nu vii cu botul într-o pantă sau cu spatele, caz în care s-ar putea să ai nevoie de un tractor. Dacă dai pe selectorul de 4x4, recomandat e să pui cutia pe liber. Când s-a îngălbenit acolo, s-a făcut verde logo-ul ăla, poți fără probleme să ataci genul ăsta de pante. Îmi place că barele mașinii sunt din metal și au și trepte. Asta înseamnă că chiar dacă atingi, nu vei avea nicio problemă de deformare. Și mașina urcă pur și simplu fără niciun fel de problemă, însă trebuie să-i dai șprițuri, altfel nu urcă. Și pentru chestia asta, de exemplu, devine util 4x4 cu reductor. Treci cutia pe liber, apare 4 low, s-a oprit TSPU și simți clar cum cuplează, are un zdruncinat. Ai pus în drive și observăm că nici nu trebuie să folosesc accelerația pentru ca mașina să urce. Se numește crawl modul ăsta. Dar când deja depășești undeva la 10 grade înclinație, folosește accelerația mai bine. Și practic e low range, adică mașina nu poate să se deplaseze cu viteză în modul ăsta, nici nu e recomandat. Însă ai un control mai bun asupra dozajului. Acest low range nu crește cuplul în vreun fel, pentru că la roată ajunge aceeași forța motorului, însă ai un control mai eficient, pentru că practic motorul se rotește de mult mai multe ori în timpul unei rotații complete de anvelopă. Și capeți încredere, pur și simplu, adică nici nu trebuie să fii mare expert. Singura chestie, gropile, șanțurile și dacă panta e foarte accentuată, nu ai voie să întorci mașina, să o pui de-a lateralul, pentru că te vei răsturna garantat. Și mai ales cu mașina asta nu aș vrea să fac acest lucru. Se simte însă volanul rigid în momentul în care cupleze acest 4x4, pentru că practic nu mai e diferent, nu există diferențial și punțile nu sunt lăsate să se rotească la viteze diferite de rotație, fapt care ar distruge această casetă pe asfalt. Cam așa e treaba și mai e important modul ăsta de asistență la coborâre. Practic acum frânele se activează singure și observăm că eu nu trebuie să fac nimic, doar țin volan. Și ea când simte o pantă accelerată, că mașina vrea să o ia mai departe, îți controlează coborârea. Ce-mi place însă este că nu e o intervenție brutală, așa cum era la Land Cruiserele mai vechi și la Hilux. Și intră progresiv, adică nu e ca și cum ai lăsa mașina să curgă și pormă trântești o frână din aia de meltean. E totul progresiv. Și chiar dacă nu ai experiență pe dozat frâne sau pe jos este destul de alunecos, e un mod foarte, foarte util. La orice pantă mai accentuată, chiar și la o parcare de mall, de exemplu, dacă este înghețată, sau la o cazare de vilă. Excelent modul ăsta. Îți și indică în board acțiunea. Chiar uite cum transformă un om care nu prea are experiență în off-road, cum sunt eu, în cineva care chiar poate să meargă pe aceste coclauri cu încredere. Aici sunt niște tovarăși, cățeluși, care sunt destul de curioși despre ce fac eu pe aici. Noroc că sunt în mașină și nu sar la mine, că par a câini de stână. Din nou, la off-road aveți grijă la chestia asta, eu am pățit-o, mai ales când vă duceți cu motocross sau ATV. Este plin de câini sălbatici sau de stână care nu sunt ca ăștia de oraș, adică ăla te aleargă până pleci de pe teritoriul lui. Am fost mușcat de asemenea câini, noroc că doar de haine și n-am avut probleme în acest sens, așa că cam atât am avut de arătat pe partea de off-road. Ați văzut și schemele alea exterioare și hai să vedem cum se comportă mașina și pe șosea, că până la urmă, ca să ajungi la acest off-road,
trebuie să mergi cu ea pe șosea, că doar nu duci mașina pe remorcă. Îmi place că poți să-i dai la vale ca țăranul, efectiv. Suspensia fiind robustă, anvelopele cu balon mare, suspensii cu foi pe arc, n-ai niciun fel de problemă. Mă ghidează și câinii acum. GoPro-ul s-a supărat și s-a oprit, că nu mai are baterie. Da, mă știu, v-am încălcat teritoriul. Acum sunt doar pe tracțiune spate fără reductor și n-am niciun fel de problemă. Evident, trebuie să înveți să folosești aceste sisteme și asta înseamnă să ajungi să supui mașina unor situații concrete ca să știi ce poate, pentru că sistemul nu e invincibil, chiar dacă echiparea mașinii are această denumire. Mai exact, ideal e să știi ce poate și pentru asta trebuie să îți testezi și tu limitele și mai ales mașina. Dar este incredibil cât de robustă se simte, adică nu îți transmite niciun fel șocuri în cabină, atâta timp cât respecti terenul ăsta și nu abuzezi de el. Și mai știu de la off-road o chestiune. Niciodată să nu țineți degetele mari înăuntru volanului, pentru că atunci când roțile față vor lua o denivelare, s-ar putea volanul să facă brusc așa și chiar să-ți rupă degetul. O chestiune evident de nedorit. Practic am 50 la oră pe macadam. Dacă aș face așa cu mașina mea, ar trebui să comand un set nou de brațe. Ideea e că mașina asta nu va scoate consumuri bune din punct de vedere turism, mașină normală, pentru că 2 tone 100, reductor, șasiu separat de caroserie, 6 trepte, diesel mare. E o mașină utilitară, în esență. Dar nu e un consum de speriat. În oraș scoate undeva între 12 și 15, în funcție de stilul de mers și de aglomerație. Eu am avut o medie reală de București de vineri după amiază, îl știți cu toții cum e, de vreo 14. Pe autostradă scoate undeva în medie 12, la un mers de 120-140. Pe un drum național ca ăsta o să-ți scoată între 9 și 11. O medie totală pentru vreo 300 de km parcurs, oraș plus autostradă și joaca de pe off-road de mai devreme, mie mi-arată 12,6. Ideea e că ai 80 de litri rezervor, autonomia chiar e generoasă, poți să scoți undeva în jur de 650-700 de km, l-au mers foarte atent. Dar, până la urmă, știi de ce o iei. E o mașină cu care faci bani, în esență, și nu cred că contează foarte mult consumul la ele și, sincer, la orice înseamnă off-road, auto-utilitare, dube, consumă. Adică nu ai consum de ALH pe o asemenea mașină. Ideea e că e suficient de sprintenă și e bine antifonată. Adică chiar se aude decent din punctul meu de vedere. Asta sunt niște muzici iugoslave. Și e stabilă, chiar dacă are o suspensie aparent rudimentară din punct de vedere modern, prin faptul că e grea, stă foarte bine așezată și treaba asta o face să se simtă sigur. Adică nu vă gândiți că e ca și cum ai conduce un Aro. Chiar e o mașină surprinzător de confortabilă. Însă e clar că această suspensie are niște limite din punct de vedere confort în speță în oraș, pe partea asta de drumuri hârtopite, adică gen bumbi din ăștia care sunt în asfalt, vei simți șocuri în cabină. Însă nu mai mult decât la o mașină cu adevărat
muncitorească cum era, de exemplu, nu știu, un Hilux de acum două generații. Sau o Dacia Papuc cu care se cară fier vechi, care practic nu mai are suspensie. Însă, eu zic că face o treabă bună. Adică pentru o mașină care este eminamente utilitară ca format, este mult mai confortabilă decât te-ai aștepta în momentul în care o folosești pe drum public. Dar e clar, eu unul nu mi-aș lua o asemenea mașină ca să mă duc în oraș cu ea, la mall, nu știu, decât dacă aș avea o afacere și aș avea nevoie să transport. Dar mai curând te descurci cu o dubiță în situația aia. Însă ce îmi place ca rezumat este că mașina asta îți dă încredere. Adică abordezi orice situație de drum pretențios, cu fără niciun fel de angoasă și probleme. Adică nu ți-e teamă că vei atinge, dacă vei atinge, barele sunt de metal, totul e solid. Ați văzut că pe filmare și eu am atins la un moment dat bara de iarbă, dar fiind metalică nu are niciun fel de uzură. Și e o mașină care e gândită să livreze. Cam asta este povestea. Asta a fost prezentarea mea. Nu am insistat foarte mult pe condus pe autostradă pentru că nu mi se pare că e o mașină făcută pentru așa ceva. Și am insistat mai mult pe partea de off-road. Sunt convins că preponderent cine își va cumpăra așa ceva o să o pună la treabă pe niște drumuri mai mult sau mai puțin bune. Și asta înseamnă că mi-am făcut datoria și am arătat ce poate ea. Totuși, ai și avantaje de SUV modern, o cameră de marș arier, un sistem multimedia funcțional care are și surse de USB, Bluetooth, wireless. Materialele sunt însă tari pentru că așa se poartă în segmentul ăsta. Dar ai scaune încălzite, ai climatizare, ai încălzire suplimentară, sunt scaunele electrice, cutia e automată. E o mașină chiar ușor de condus. Chiar și soția unei persoane care, o soție de exemplu, o persoană care de-abia și-a luat permisul și habar n-are cu ce se mănâncă, nu va resimți mașina asta ca fiind problematică. Ok, va trebui să se obișnuiască un pic cu gabaritul, dar mai mult de atât ea chiar livrează un sentiment profund de siguranță pe sine. Chiar poți să o conduci ok. Despre asta este vorba. E un fel de lup în blană de oaie în sensul ăsta de mașină pe parte de performanțe off-road. Mulțumesc Toyota România că mi-a pus la dispoziție această mașină prin reprezentanța sa Toyota București Vest. Mulțumim Samsung România că ne-a dat telefonul ăsta să filmăm cu el câteva mașini. Chiar sunt curios cum vi se pare din punct de vedere calitativ filmarea. Și mulțumim și vouă pentru că ne urmăriți și că ne sunteți alături cu donații, sugestii, suport și cu mașini pe care să le filmăm. La revedere!